Cezariana a devenit o modă în maternitățile românești, deși ar putea să nască natural, din ce în ce mai multe români ce preferă bisturiul durerilor nașterii. Mai puțin de un sfert dintre copiii care se nasc în România vin pe lume pe cale naturală. De bine nu este doar spaima femeilor de durere, ci și comoditatea unora dintre medici. În maternitățile din București, proporția operațiilor cezariene ajunge la 80%. Nu este un procent mare, ci unul imens. Se fac de 5 ori mai multe operații decât media recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Acest număr de cezariene a crescut din 90 încoace, atunci eram obligați de 4-5%. Statistic vorbind, într-o maternitate de stat, o femeie din două naște pe cale naturală. De exemplu, aici, în salonul de primire, toți cei 3 nou-născuți au fost aduși pe lume prin operație cezariană. Teoretic, cezariana se face doar dacă nou-născutul este în pericol sau mama are probleme. Fie că bazinul este mic, fie că este speriată, fie că are o boală de ochi, fie că are altă o boală cardiacă care o face să nu facă contracte. Practic, semnătura medicului ginecolog este suficientă. Am născut prin cezarian din cauza unei complicații intervenite pe parcurs. Puține mai sunt astăzi mamele curajoase. Ioana Colgiu, acum 2 zile, a născut pe cale naturală un băiețel. Cei 37 de ani pe care îi are îi dădeau dreptul să ceară cezariana. A preferat nașterea naturală. Nu aveam indicație pentru altfel de naștere. Dacă nu există, de complezență, medicul nu recomandă sau în orice caz nu e bine să recomande. Cu atât mai mult cu cât operația cezariană nu este lipsită de riscuri. Specialiștii spun că este o traumă care scade numărul celulelor albe din sângele copilului și scade imunitatea în fața afecțiunilor respiratorii și mărește riscul de a face diabet. Tot ceea ce nu este fiziologic înseamnă riscuri mai mari de complicații. În restul Europei, în sistemul medical de stat, regulile sunt respectate. Datorită clinicilor private, în Spania, una din 4 nașteri se face prin cezariană, o rată care depășește recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În sistemul public de sănătate, însă, medicii sunt cei care decid dacă se face sau nu o cezariană și aceasta numai în condițiile în care sănătatea mamei sau a copilului se află în pericol. Conform statisticilor OMS, cezariana este justificată doar la o naștere din 10.